și eu să mă înșor. Nu, că e alu mama. Știu că e alu mama, dar nu știu mie să mă înșor. Dar ce? Tu nu ai telefon? Pentru că telefonul o să-ți dau unul din ăsta. Jeleu. Da, vreau, ține. Mai Erica. Mai copii, stați, Erica. Știi că nu mi se pare corect. Tu îl păcălești pe Codric cu un jeleu doar ca să-ți dea telefonul? Dar i-am dat multe jeleuri acolo. Nu i-ai dat multe, i-am văzut și eu, i-ai întins doar unul singur. Faptul că tu ți-ai terminat minutele de pe telefon nu înseamnă că trebuie să le consumi și pe ale lui. Dar eu credeam că este o afacere bună. Poate pentru tine o fi o afacere bună, dar nu și pentru el. El practic iese în pierdere, i-ai dat un jeleu. Știi ceva? Hai că mi-ai dat o idee. Ia-i să o chemăm și pe mami și să facem un trading. Ce părere ai? Da, mă duc să o chem pe mama. Du-te. Mami. Fii atent. Facem acum cu fetele un joc, cum am mai făcut și altă dată. Facem un trading de produse. Oh, da. Din o să fie ceva super tare. Voi nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o până acum. Ce, tată, ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Uite, mami, ce s-a întâmplat. Vă provoc la un joc foarte interesant, știi, nu? Ah, trading? Foarte tare, dar cu ce facem? Cum adică cu ce? Cu produsele pe care le-am cumpărat ieri. Ai uitat? Ah, deci pentru asta ne-ai pus tu să cumpărăm ieri produse? Da, pentru asta. Hai, Fuguța, și aduceți-vă produsele să înceapă jocul. Noi suntem gata, voi? Și noi suntem gata. Da, suntem gata. Da. Cine începe prima dată? Noi. Hmm? Voi. Bine, hai, scoateți voi. Ia, tati, hai să vedem cu ce începem. Asta? Cu asta deodată, așa de mare? Treaba ta, sincer, nu știu să o dau acum. Fetelor, mami, în special ție îți spun, cred că o să te intereseze acest obiect de bucătărie. Păi, noi vrem să vă dăm ceva tot de bucătărie, pentru bucătărie, un aliment... să vă îndulciți? Da? Ce părere aveți? Așa pe început. Stai un pic, tati, nu apăsa. Măi, mami, Erica, dați-o încolo de treabă, dar mie nu mi se pare deloc corect trocul pe care vreți să-l faceți voi. Adică, cum să accept eu? Eu fi plăcându-l eu din ciocolata asta, dar nu pot accepta. E prea ieftin asta în comparație cu asta. Eu aș zice să... mai plusați un pic, mai plusați. Ok. Ca să fiu sincer, mă așteptam la asta, dar hai să mai căutăm ceva aici. O să vă dăm. Ba-bam! Ups! Nu sunt defecte, doar ambalajul s-a deteriorat puțin. Ne cerem scuze, dar e bun, vă dăm și aceste fixuri. Sunt foarte multe și puteți să scrieți mult și tu, Odine, să faci multe desene din alea faine pe post-it-uri, să le pui pe toată casa. Da? Dar nu-i corect. Astea sunt pixuri din alea faine care îmi plac mie și au bila. Deci nu știu dacă și voi sunteți la fel ca mine. Mai da, pixurile astea atât de simple cum sunt, scriu atât de frumos, au bila asta și când... Nu vreau să scriu pe fișa asta, dar așa de frumos alunecă pe asta. Aaaa. Să acceptăm, tati? Da. Sau să mai cerem ceva? Hai să așez. Ești sigur? Da. Tot nu mi se pare corect, dar nu mi se pare corect, adică... Bine, hai, uite, pentru că Odine vrea să acceptă, el vrea ciocolata, iar eu pixurile, acceptăm. Acceptăm. Sunt foarte bucuroasă și să știți că nu ați ieșit deloc în pierdere, pentru că... Din punct de vedere al banilor, sunt cam la aceeași valoare. Sunt convinsă de asta. Gata, le-am luat, voi l-ați luat, să vedem ce ne oferiți voi. Noi vă oferim pentru zilele în care vreți să vă relaxați un DVD cu filmul Spider-Man 3. Spider-Man 3, de cât am așteptat filmul ăsta. Deci nu pot să cred ce ne faceți. Pentru că știu sigur că Odine își dorește acest CD. Trebuie să am mare grijă cu ce voi veni la schimb. Hai, Odine, să vedem ce le oferim fetelor. Nu, ăla nu, dar e foarte valoros, tati. Dar dacă nu dau, știu, dacă nu dau, așa de valoros. Știu, uite.
Uite. Asta ești doar. Asta este mai, asta este mai scump, tati. Asta este mai scump decât CD-ul tău. Asta e dublu. Asta e 99. Da, și mi-am dat pe asta 20 ceva de lei. Nu, cam și în pierdere. Hai să vedem asta. Hai. Deci, noi gata. Am căzut la o înțelegere. Contra acestui CD, vă oferim acest set de... Nu pot să cred, foice! Mami, le vreau! Că le vrei, dar nu face așa, că cu siguranță o să ne mai dea ceva dacă cerem, pentru că Codrin își dorește foarte mult CD-ul ăla. Hai să încercăm! Bine! Hai! Mai vrem! Mai vrem! Ce să te mai dăm, okay. Foarte? Hai să vedem toată. Plusăm cu niște napolitane cu ciocolată. Ce părere aveți? Sunt foarte bune. Bine, hai să nu întind prea mult coarda, să nu exagerez, pentru că într-adevăr am dat 9,99 pe CD-ul acesta, iar astea două valorează mai mult decât CD-ul, așa că... Și noi! Spider-Man! Foarte! Bravo, tati, ține-l acolo! Mai departe, am ceva super, ceva la care Erica, cu siguranță, nu va rezista. Și anume acest mini capsator roz bombon. E micuț, e drăguț, are capse, deci... Vreau! Erica, uite un pic ce am aici! Hai să văd! Stai un pic! Nu! Doar ți-l arăt așa. Și dacă ne faceți oferta corectă, poate fi al tău. Bine. Nu e corect așa ceva, ce știi? Nu, dau ăla, nu. Începe și tu cu ce... Nu-mi dau nici pe ăla. Începe cu ceva mai simplu. Bine, hai, Ana. N-ai vădat astea. Astea pentru tine, tata. Sunt toate niște postituri, dar sunt foarte interesante pentru că sunt formă de stătețică. Sunt pentru tine, tata! Da, tati, sunt pentru mine, dar... Cred că mai vreau ceva pe lângă, pentru că astea... Cât de scumpe pot fi? Nu știu, hai zice, maxim 10 lei. Ori mi-am dat pe ăla 25 de lei. Nu merită tranzacția asta. Fetelor, sunt foarte drăguțe aceste postituri, dar vă rugăm noi, vă rugăm să mai dați ceva! Nu, stai spune, dă-mi ceva dulce. Hai asta. Nu asta, pune asta. Noi o să vă dăm aceste napolitane. Sunt foarte bune și dulci. Napolitane din astea. Ce faceți voi mie, băi, fetelor? Eu cu voi nu pot să fac niciun târg, nu-i corect. Voi îl șantajați pe Codrin, el este mai mic. Și una, două, dacă vede ceva dulce, iui, practic. Bine. Acceptăm? Da. Sigur? Da. Hai, acceptă. Acceptăm schimbul. Yeah! Am așa o presimțire că... Asta pentru tine, pun-o. O pun. Câtă bucurie. Hai să trecem mai departe, hai, că mai vreau și eu ceva. O să vedem. Și pentru că tot l-am auzit pe Codrin că vrea să scrie cum scrie Erica, i-am cumpărat aici un stilou, nu, de fapt, mi-am cumpărat, îi putem oferi un stilou cu pic, putem... rezete. E verde, are capacul transparent, este foarte, foarte frumos și scrie foarte bine. Ce ne dați? Dacă ele ne-au dat un obiect pentru școală, hai să le dăm și noi. Totul de... Exact! De școală. Fetelor, schimb pe schimb, da? Ne dați un stilou, vă dăm un bloc pentru desen format A3. Ce părere aveți, Erica? Poate ți-o să-ți folosească la școală? Cu siguranță, dar... Acceptăm, hai să ne fim tare. Acceptăm! Este un târg foarte bun. Super! Uite-mă, tine! De acum, hai să ai și tu propriul tău stilou, tati, și ai să scrii acolo. Dar să ai grijă să nu scrii și penița, tati, să nu apeși tare când scrii, da? Lasă, poți să te învăț eu, te învață mami. Super! Să trecem mai departe. Vai, deci... Fiți atente! Fiți atente, pentru că la așa ceva nu v-ați așteptat.
vom ridica miza și vă vom oferi. Ridicăm? Da. Hai, ajută-mă. 1, 2, 3. Mamă, și... dar ce? Pa! Ce părere aveți? Un glob pământesc. Dar nu mă așteptam la așa de ceva, așa deja de voi chiar ați ridicat miza. Ce ne dăm? Ce ne dăm? Mai suntem la asta. Nu ne dăm din prima. Lasă să vedem dacă îi păcălim cu ăsta. Noi o să vă dăm un trenuleț, un tramvai. Este foarte minunat pentru a vă juca acolo în orășelul pe care l-a făcut Odine la el în cameră. Tata, dar nu știu dacă este corect. Noi am dat 130 de lei pe ăsta. Cât costă un tramvai? Adică, gândește un pic. Ăsta este destul de micuț. Ești sigur că vrei să facem... Este mai mare. Tata, dar vrei să facem așa schimbul? Hai să putem așa. Eu aș zice să mai pluseze cu ceva. Da. Fetelor, foarte frumos tramvaiul, dar nu credem că are aceeași valoare cu globul nostru pământesc. Așa și... că am să vă rugăm să mai plusați un pic, da? Bine, Irca, dar nu știu ce le mai dăm, că nu mai avem ce să le mai oferim. Da, și după aia noi cu ce mai venim? Ei bine, noi o să vă dăm ceva ce tata voia de foarte mult timp. Ta-da! Deci nu pot să cred că ați făcut asta. Ați cumpărat așa ceva. De unde le-ați găsit astea? De acolo, de la... Uite! De unde am fost? Da, foarte drăguț. Însă să știți că va trebui să mai dați ceva. Nu, chiar... Unul de acesta cât de scump poate fi? Serios acum? Vă rog, mai plusați un pic. Bine, hai să-mi mai dăm un cu... Dar mai avem încă unul ca să fie set. Uite, e de Crăciun, alb cu roșu. Ce Crăciun, mami? Crăciun a fost acum 2 luni. Mai degrabă ai putea spune că este sărbătoarea iubirii. Doar suntem în februarie, nu-i așa? Urmează martie. Mai degrabă culorile mărțișorului am putea spune, da? Da, mărțișor! Nu Crăciun. Of, nu știu ce să fac, Odrine. Sincer, eu aș refuza oferta lor. Pentru că mă tot duc așa cu fofărlica, ba unul din ăsta, ba unul din ăsta. Nu! Vrei tramvaiul? Da, nu? Și eu vreau. Sigur? Da, dar... Nu, hai să mai încercăm, hai să mai încercăm. Îmi doream, îmi doream, tati, dar... Nu știu, tot unul, păi ce facem? Da. Hai să mai încercăm, dacă ne mai oferă ceva, ne mai oferă. Dacă nu, acceptăm așa și cu asta, basta. Hai, fetelor, nu mai vrem ceva. Stai liniștită, îi mai dăm și ăsta, îi facem tata setul complet, iar eu mizez pe Codrin. Codrin o să cedeze, el își dorește foarte mult tramvaiul ăla și știi cum e dorința, primează câteodată în fața rațiunii. Da. Hai să vezi că cedează. Uite, facem setul complet. Pe bune! Hai, așteptă tata, așteptă. Nu știu, tati. Un set din astea, 3. Chiar voiam ăsta, pentru că de mult vreau așa ceva. Dar ce fac eu cu ele dacă n-am și o mașină din aia de făcut? Hmm? Ce fac eu cu astea? Le pun direct în tigaie? Da, aș putea să le pun direct în tigaie, de fapt. Îți dorește atât de mult tramvaiul ăsta? Ascultă-mă, îți dorește atât de mult tramvaiul? Da. Hmm? Da. Ești sigur că dăm ăsta pe tramvaiul ăla? Da. Sigur? Da. Fii atent, fac asta doar pentru tine. Nu că ar fi un schimb corect, că eu acum aș apăsa pe X-ul ăsta. Dar, pentru că tu ți-l dorești atât de mult, fetelor, să știți că acceptăm oferta. Yay! Mulțumesc, tati! Cu plăcere, băi, gălușcă, mă bucur. Nu sunt eu așa de mulțumit de schimbul făcut, dar pentru fericirea lui Odine, na, știți cum sunt părinții. Cine a mai rămas? Mami! Noi vă oferim o ciocolată. Da! Mami, ce le dăm? Nu știu, schimb. Da. Asta, nu? Da, asta. Noi vă dăm tot așa. Vă dăm niște caramele noi. Știi, schimb la schimb.
schimb. S-o crezi tu, mama? Asta nu este schimb pe schimb. Nu pot să accept să-mi dai niște caramele pe ciocolata asta care este atât de bună. Chiar aș vrea să mai pusați cu ceva. Dar e tot dulce. Erica, să știi că eu nu sunt de acord să le mănânc nimic, așa că... Dar tot îți vreau. Hai, lasă că mai e singur produs. Ce facem? Refuzăm. Oh! N-aveți decât. Eu chiar mă bucur că ați refuzat, pentru că astea sunt foarte bune și chiar am să mănânc acum una, uite așa, în fața voastră, ca să vedeți ce ați pierdut, da? Uite, Odine, ia de aici, stai, ciocolății. Nu, stai acolo. Nu. Uite, poftim. Mănâncă schimbul pe care ai vrut să mi-l dai. Este foarte... Nu mă interesează, faceți parte din aceeași echipă. Schimbul corect este aici. Mamă, cum e de bună! Ia să vă pară rău la următorul schimb. Nu o să ne pară rău deloc, pentru că... Uite cu ce a rămas. Nu vreau, uite așa. Mm. Am supărat. Oricum, fetele au aparat de întoarce și nu știu cât de mult te ajută acele caramele. Mă descurc. Bine, atunci ultimul obiect pe care mai avem va fi... Nu, de la Opa! Ia uitați ce avem noi aici! Macere cu alcool! Uite, Odine, ce culori interesante! Odine, iarăși carioci, eu m-am săturat de carioci! Ai nevoie de așa ceva cu adevărat? Da! Nu pot să cred! Eu aș vrea să vă dau asta, dar nu pot să vă dau o tigaie pentru pizza în schimbul unor carioci, adică schimbul n-ar fi unul echitabil, îmi pare rău, dar chiar nu știu ce să fac. Niciodată, nu cred că și imaginează ce este aici. Pune-le. O să vă dau ceva ce se află în pumnul meu. Ce poate să aibă Erica acolo în pumn? Aici sunt astea. Ce? Gumă turbo? Codrin, tu știi ce este asta? Nu. Este guma pe care o mestecam eu când eram mic. Deci nu pot să cred câte amintiri mi-ați stârnit. Făceam întregi colecții de surprize cu mașini de curse, mașini, tot felul de mari. Wow! Eu vă dau... Vă dau tigaia, poftim, numai pentru gumele astea. Numai pentru astea. Odine, uite, hai să vezi despre ce e vorba, tati. Păi, deci, ce curios sunt. Uite așa, desfaci de aici. Asta este guma, așa arată. Și înăuntru are o surpriză. Ce mașină e aia? Uite, și are o mașină. Un Mini Cooper. Ia cu Erica, ce se bucură la niște gume. Noi am rămas fără produse, adică dacă vreți, avem un ambalaj pe care îl punem la bătaie. Ce ne dați pentru acest ambalaj? Hai că de acum cam întindeți coarda, ați terminat produsele, gata cu schimbul. S-a terminat tot jocul, tot trocul nostru. Așa că vă, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Pa, pa! Ne vedem la următoarele... De data! Vreți să faci baloane? Mm? Odine încearcă să facă baloan. Deci este pentru prima dată când îl văd pe Odine că a băgat o gumă în gură și o mestecă. Nu i-am dat niciodată gumă. Îți place? Nu cred așa ceva.